Pentru a protesta împotriva autorităților, o femeie s-a urcat dezbrăcată pe o mașină de poliție. Ea fusese acuzată și reținută pentru nerespectarea restricțiilor impuse de noul coronavirus. În momentul în care a fost eliberată pe cauțiune de către un judecător din Costa del Sol, femeia a ieșit fără haine pe stradă și a vrut să-și susțină nemulțumirea chiar de pe mașina autorităților, care i-a adusese reținerea și cum putea altfel decât de pe cea a poliției. Blonda fără nume a fost pusă la pământ de către organele de control și apoi a fost dusă la o ambulanță. Imaginile cu protestul plin de culoare au devenit virale pe internet.